În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Schimbatul de la față în munte, Hristoase Dumnezeule, arătând slava Ta ucenicilor Tăi pe cât li se putea. Iubiți credincioși, astăzi, la praznicul cel mare al schimbării la fața Domnului și Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ne aflăm în fața unui eveniment. Nu ne aflăm nici în fața unei învățături, nu ne aflăm nici în fața vreunei parabole, nici a unei vindecări, nici a vreunei minuni, ci pur și simplu în fața unui fapt de viață. De multe ori am vorbit despre personajele acestui fapt de viață. Știți că orice eveniment, așa ca să spunem din punct de vedere laic, are niște protagoniști, care sunt personajele principale. Am vorbit despre Moise, despre Ilie, despre Mântuitorul, despre faptul că, iată, vedem iar pe Iacob, pe Petru și pe Ioan, cei trei din 12, atunci când Mântuitorul vrea să fie într-o anumită intimitate, mergea cu esența aceasta de apostol, deși toți erau egali și au rămas egali în continuare, dar Mântuitorul mergea cu aceștia. Am spus altă dată de ce mergea cu ei și nu mergea cu toți, sau de ce nu mergea pe rând cu câte trei și din patru în patru să facă iar 12. Ei, dar astăzi vreau să vă spun ceva. Pornit de la o anumită frumoasă sesizare a cuiva pe care am să o citez, anume că suntem obișnuiți să considerăm lucru minunat atunci când cineva poate să meargă pe apă. Zicem, iată minune! L-am văzut pe Mântuitorul mergând pe apă, apoi pe Petru, până când a început să se îndoiască. Apoi considerăm lucru minunat atunci când cineva poate să leviteze, poate să meargă prin aer. Acestea le considerăm noi minuni. Dar să știți că minunea cea adevărată este mersul pe pământ. Acesta este lucrul de bază și de esență pe care vreau să vi-l spun astăzi. Consider că astăzi este sărbătoarea Firescului. Sărbătoarea Firescului pentru că este o sărbătoare în care se arată Mântuitorul într-o slava sa. Părintele Asenie spunea, Tată, să nu te miri atunci când Dumnezeu este sus, mare, într-o slava sa. Să te miri când se face mic și vine la tine. Aceasta este minunea. Când se face mic Dumnezeu, pentru că lucru firesc este să fie mare. Și astăzi Mântuitorul este mare. De celelalte multe ori este mic, este printre noi, dar astăzi nu mai este o minune, ci astăzi este firescul lui Dumnezeu în forma sa și în apariția sa firească. De aceea trebuie să învățăm și noi câteva lucruri pe marginea acestora. Și anume, în această zi de firesc, așa cum am spus, trebuie să știm că întotdeauna grija noastră să fie aceea de a ne raporta cum trebuie, de a ne raporta la adevăr, și îmi place de fiecare dată să-mi aduc aminte de cuvântul pe care în Alpea Sfântului și Mitropolitul Anania îl spunea despre preafericitul Dumnezeu să-l odihnească Teoctist. Atunci când era papă al Bisericii Romano-Catolice Benedict al XVI-lea, nu știu ce ispită va fi avut, nu știu de ce, a spus că singura biserică este cea catolică. Nu există biserici surori, nu există altceva decât catolici. Și bineînțeles că într-o fierbere așa oarecare, toți jurnaliștii încercau să întrebe de la Dorel, de la Săpat Șanțuri, și până la Patriarhul Ecumenic, ce părere aveți, ce a zis Papa? Că știți, se mai întâmplă acum, nu întrebă cine să cade, face așa o analiză și întrebă ăla care habar n-are despre ce e vorba. Și l-au prins pe prefericitul plecând din aeroport spre München, avea o conferință. Și bineînțeles, toți redactorii pe ei erau a doua zi de la ce a zis Papa. Toate ziarele își dădeau cu presupusul și așa mai departe. Și atunci când l-au încolțit, prefericitul Teoctist imediat a avut o trăire sinceră, așa cum de-a Dumitrie a fost toată viața.
și nu s-a gândit prea mult și s-a întunecat puțin la față și a spus, nu știu dacă i-a plăcut lui Dumnezeu ce a zis Papa. S-a raportat imediat la Dumnezeu. S-a raportat dând un răspuns peste teologie, peste trăire și peste jurnalism cu siguranță. Cu alte cuvinte, printre altele, a scăpat și de gura presei, că orice ar fi zis altceva în afară de această constatare și această credință tare, de această raportare la Dumnezeu, s-ar fi fost luat într-un fel sau într-altul, bineînțeles că de rău, nu de bine. Vă să zic că întotdeauna trebuie să ne raportăm, să ne raportăm la ceva stabil, la ceva fix, atunci când vrem să vedem care este firescul lucrurilor. Și anume, spuneam că minunea este mersul pe pământ. Gândiți-vă de ce. Minunea este dacă ne raportăm la cel care nu poate să meargă singur pe pământ. Pentru el mai reprezintă o minune să meargă cineva pe apă sau să vadă pe cineva că levitează. Nu, minunea pentru el este firescul nostru, mersul pe pământ. Minunea este aceea de lângă noi, pentru că definiția minunii nu este că anulează legile firii, ci le îmbunătățește. Îmbunătățirea legilor firii este adevărata minune. Să știți că, pentru a înțelege mai bine lucrurile, am să vă spun ce s-a întâmplat cu cineva care avea o casă lângă malul unui râu și a vrut să vândă casa respectivă. Și bineînțeles că toată lumea se cam codea când vedea casa lângă râu și au trecut câteva vreme și n-a putut să vândă casa. Dar a început să-și dea și el seama că trebuie să îi facă așa un lobby, să facă o prezentare, o promovare, ca să zicem așa. Și când a venit următorul cumpărător, imediat a început să vorbească. Domnule, asta e o casă nemaipomenită. Știți că eu plec de aici că deja pentru mine e prea mare, prea luxoasă, eu trebuie să plec mai departe. Acum mi-au plecat copiii, mă rog, nu mai am nevoie de așa casă mare și frumoasă. Dar să știți că are multe avantaje. Ei, de care sunt? Păi uitați, aici e casa, aici e apa. Deci ai nevoie să speli o rufă, că era pe vremea mai străveche. Ai un copil, speli o haină cu tare, speli un copil. Aici e casa, aici e apa. Imediat. Ai nevoie să crești niște animale, ai nevoie să le adăpi. Aici e casa, aici e apa. Ai nevoie să faci o grădină. Gata, la grădină îți trebuie apă. Ia uite, aici e casa, aici e apa. Și la un moment dat are și omul nostru care voia să cumpere, posibil cumpărător, o întrebare, zice, auzi, dar nu te supăra, dar dacă vine apa mare, nu mi-a mie casa? Ei, dar unde e casa și unde e apa? Întotdeauna ne plasăm pe situația care ne convine nouă. Și atunci spunem despre schimbarea la față că este o minune. Nu este o minune, fraților. Este firescul. Este ceea ce Dumnezeu este în sine. Minunea este atunci când Dumnezeu, mare fiind, vine la noi, cum zicea Părintele Arsenie. Aceea este minune. Și ca să putem să și învățăm ceva din aceste lucruri, ca mod de viață, gândiți-vă că ori de câte ori cineva ne-a promis un lucru și nu s-a putut ține de promisiune, să zicem așa, de binecuvântate pricini sau nebinecuvântate, ce știm noi. Atunci suntem dezamăgiți. Dar ia să ne gândim, de ce suntem dezamăgiți? Suntem dezamăgiți pentru că ne-am pus speranțe. Cei care își fac speranțe vor fi dezamăgiți. Dar ia să ne gândim noi că firescul lucrurilor, pornind de la nuanța aceasta a firescului, este firea omenească. Firea omenească amestecată cu pământ mai mult decât cu cer. Că știți diferența între noi oamenii și sfinți, spunea un copilaș de vreo 8 ani, este că sfinții nu putrezesc și au moaște pentru că au fost înmormântați cu cer cu tot. Sfințenia devine atunci firescul sfinților, că dacă ei au fost mai mult cer decât pământ, noi însă suntem mai mult pământ decât cer. Și atunci
luând firescul acesta, ne gândim că trebuie să ne mirăm atunci când cineva se ține de cuvânt. Pentru că firescul ar fi să nu se ține de cuvânt. Să ne mirăm atunci când cineva ne face binele. Pentru că firescul este ca cineva să nu ne facă binele. Firescul nu lase pe cineva să se dea înapoi ca să trecem noi. Și atunci trebuie să ne mirăm când cineva ne face loc. Aceasta este minunea. Minunea este atunci când noi ne raportăm acolo unde trebuie. Când ne raportăm acolo unde trebuie, la sistemul acesta de referință, trebuie să știm că minunea este cu noi, viața noastră este făcută să fie minunată. Nu este făcută să fie într-o posomorâre. Nu, viața este făcută, așa cum v-am mai spus și altă dată, sensul creației, deși întotdeauna mă deranjează definiția asta așa prea scolastic, dogmatică, sensul creației este fericirea creaturii și fericirea creatorului. Acum, bineînțeles că sună, cum zicea părintele Arsenie, ce tată ca nu ca în perete, ce tipic, tipic și la inimă nimic. Păi asta înseamnă că sensul vieții noastre este să fim fericiți. Și ne gândim la sensul vieții noastre că atunci când Mântuitorul s-a arătat mironosițelor, le-a spus: bucurați-vă! Acesta a fost salutul. Și chiar acum, fiind în postul Sfintei Mariei, vă spun că întotdeauna mă gândesc de ce n-o fi zis Mântuitorul altceva? Sau de ce noi avem o altă percepție asupra sensului vieții și al întâlnirii cu Dumnezeu? Pentru că e vorba de o întâlnire cu Dumnezeu reală. Postul este o verificare a voinței noastre, este un lucru deosebit, dar să știm sigur că Mântuitorul, când s-a întâlnit cu femeile mironosițe după înviere, le-a spus: bucurați-vă, nu le-a spus postiți, nu le-a spus duceți-vă la biserică. Bine, acum să nu credeți că eu v-aș învăța altceva. Dar acest bucurați-vă vine să împlinească și postul. Vine să împlinească și venitul la biserică. Pentru că dacă ții post și nu mergi zilele, cum făceam noi în armată, ultimile 10 zile cel puțin, deja erau încadrate într-un ritual pe care numai Sfânta Liturghie, bine, fără să fac niște comparații gratuite, l-ar putea egala. Adică venea unul cu metru de croitorie, să bătea pastă de filare, venea cu foarfeca, tăia cât un centimetru din metru respectiv, să așeza în rastel înapoi, ce să vă spun, o întreagă... Pentru că noi număram câte zile mai erau. Păi dacă așa facem și cu postul și numărăm câte zile mai sunt și când aflăm că în miez de vară mai vine cât un musafir, începem să bodogănim, unde mai e bucurați-vă din acest post? Nu mai este. Și dacă nu mai este, înseamnă că a dispărut și postul. Înseamnă o chinuială, o amărală degeaba. De aceea trebuie să le luăm pe toate. Nici de post să nu le lăsăm, dar și pe cele ale bucuriei să le înțelegem și să le promovăm în viața noastră. Vedeți că amestec așa puțin ironic de multe ori terminologia aceasta a limbajului de lemn, despre care dumneavoastră credeați și eu credeam până mai de ună zi că e legată de o epocă sau de o anumită structură socială. Nu, 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 nu. Limbajul de lemn este cel care ne ține la distanță. Și din vreme în vreme, aducându-ne la minte, eu vi-l pun în față ca pe nefirescul care să vă permite să gustați firescul lucrurilor. Exact cum Mântuitorul a mers cu ucenicii atâta amar de 3 ani jumate și totuși s-a arătat pe muntele Taborului schimbat la față, schimbat în ochii lor, în percepția lor, de fapt așa cum era el. Va să zic că a avut nevoie și de niște excepții care să întărească regula mergerii de fiecare zi cu Mântuitorul. Pentru că astăzi Sfântul Evanghelist Matei, care ne spune despre eveniment, ne spune la sfârșit că după ce s-a arătat Moise și Ilie și Tatăl Ceresc a zis: acesta este Fiul meu pentru care am binevoit pe acesta să-L ascultați, când s-au ridicat
Petru, Iacob și Ioan, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus. Și Mântuitorul a zis, nu mai spuneți nimănui din cele ce ați văzut, până când Fiul omului nu va veni într-o slava sa. Va să zică amestecul acesta între firesc și nefiresc este lăsat nouă ca să știm să ne bucurăm într-un post, într-un necaz și într-o ale noastre neputințe. Pentru că revenind la sensul creației, sensul creației este bucuria. Să știți că nu ne-a lăsat Dumnezeu undeva rupți de El, rupți din El, noi să ne chinuim și El să ne aștepte sau să se uite la noi cum ne mișcăm de încet sau de repede. Mă gândeam chiar azi noapte, pentru că de vreo două săptămâni de când a început nebunia mare cu litoralul, nu prea pot să dorm, nu că nu mi-ar fi somn, Doamne ferește, dar aseară, pe la ora 9:30, se prevestea printr-un vacarm total o noapte de coșmar și am zis, iată, asta e vecernie la schimbarea la față. Și așa a fost, să știți. Până la 4 dimineața, vacarmul s-a transformat într-o zarvă. O zarvă. Cred că erau câțiva maneliști care încurcau să întreceau în bași cu niște rocări și ieșea acolo o zarvă mare și am zis, Doamne, nu mă tem decât de faptul că mă duc la slujbă și o să am în minte ce năzdrăvănii s-auzea până bașii ăstora. Dar, în același timp, îmi puneam o problemă pe care mi-o pun de multă vreme și trebuie să vă spun. Cât de greu e să fii Dumnezeu? Nu v-ați gândit niciodată la asta. Adică eu, dacă aș fi, și dumneavoastră cred, dacă aș fi Dumnezeu, știți cum s-ar desface pământul? Iar, pac, ar cădea ăștia cu bași cu tot și s-ar suda la loc pământul. Eu așa văd eu, nu știu, acum, bine, eu sunt mai neputincios decât alții. Și am zis, Doamne, cât de sus ai ridicat ștacheta? Ce înseamnă schimbarea la față? Trebuie să schimb și eu. E greu, e greu. Ce să schimb timpanele? Am zis, Doamne, dar de ce mi le-ai dat? Trebuie să aud cu ele, nu? Zic, dar cu aceste urechi trebuie să aud și spovedanile. Trebuie să nu zic, Doamne, ia-mi auzul. E, ce ar însemna? Dar zic, dă-mi ceva duhovnicește. Și să știți că mi-a dat liniște. Până la vreo ora 3:30, știm că mai am o oră și un pic până mă trezesc de tot, m-a luat somnul. Și când la 5:15, m-am trezit într-o liniște extraordinară și eram sigur că urma să sune telefonul și într-adevăr urma și l-am oprit înainte de a porni el. Și atunci m-am gândit că voi veni să vă spun că e lucru mare să înțelegi cât de greu este să fii Dumnezeu. Dar noi, să știți că suntem lăsați să fim Dumnezei, în sensul cel mai teologic vorbind și cel mai smerit vorbind. Și acum mă gândeam eu, mă, dacă Dumnezeu, cât ar fi putut să facă El, n-a făcut? Adică, știi, de la Dumnezeu ce aștept? Să-ți facă dreptate când ai tu dreptatea, chipurile de partea ta. Când nu prea ai dreptate, ai zice, hai să treacă mai cu vederea, știi? Mi-aduc aminte când eram la școală. Când eram la școală și învățam și eu o lecție, se întâmpla o dată la două trimestre să învăț o lecție așa, de care să nu fie rușine, imediat mă uitam la profesor să poate mă ascultă și pe mine. Și nu mă asculta, bineînțeles. E, dar atunci când nu învățam, zice, Doamne, să faci dreptate, să pună la toți notele pe care le merită. E, după care mă ascultam ziua dată când nu știam lecția, e, Doamne, să fie milostiv una alta. Și Dumnezeu era același. Așa cum am spus și acum vreo o lună de zile, mă gândeam iară ce greu este să fii Dumnezeu când o mulțime de oameni care stau la plajă și au cheltuit banii mulți să roagă să nu plouă și bieții agricultori și vai de capul nostru toată grânăraia țării să roagă să plouă ca să umfle bobul la spic. Ce e? Cum te faci să fii Dumnezeu? I-aș vrea ca în ziua aceasta a realității, așa cum am numit-o, a firescului, să ne gândim măcar până acasă, nu mai mult, nu, să nu vă prindă noaptea cu gândul ăsta, că nu mă risc. Nici pe mine n-ar vrea să mă prindă cu gândul ăsta. Să vă gândiți ce ați face în orice împrejurare a vieții dacă ați fi Dumnezeu.
știind într-adevăr că Dumnezeu este previzibil printre altele, să nu ne amăgim, ce ați face în cutare sau cutare situație? Și atunci, știind ce ar face Dumnezeu și știind bunătatea Lui, dar și dreptatea Lui, știind milostivirea, dar și știind și înțelepciunea Lui Dumnezeu, să ne dăm seama cu toții unde ne aflăm noi, cum percepem noi propria noastră viață, nu cum să o percepem pe altora. Vedeți că astăzi Sfinții Apostoli erau tot în condiția lor modestă de oameni care încercau să înțeleagă și s-au plecat cu fețele la pământ. Ne spune Sfântul Apostol Matei că atunci când au văzut pe Moise, pe Ilie, Sfântul Apostol Petru i-a zis Mântuitorului: o, ce bine este aici, să facem trei colibe, ție una, lui Moise una și lui Ilie una. Și continuă frumos Sfântul Apostol Matei, zice, neștiind ce să spună. Adică entuziasmul acesta l-a prins pe Sfântul Apostol, simțea că trebuie să spună ceva. Ei și noi într-un spre casă, să simțim nevoia asta, să spunem ceva, să facem ceva. Să spun, Doamne, vreau și eu să văd cum poți Tu să fii și bun și drept. Că am văzut câteva nopți în care a plouat și a doua zi, adică a plouat pentru agricultură și a doua zi era soare și pentru ce făceau plajă. Și o să ziceți, a, gata, așa e. Păi nu e așa. Că mai sunt și constructorii care izolează. Și dacă le plouă lucrarea, n-au făcut nimic. Și Dumnezeu știe și de ei. Așa cum știe și de agricultură și de cei care vor să meargă la plajă. Nu vă hazardați să credeți că din două exemple, gata, am rezolvat înlocuirea substituirea lui Dumnezeu. Nu. E decât un exercițiu pe care astăzi praznicul schimbării la față ne dă posibilitatea să-l facem noi. Ce ne-am face dacă am fi Dumnezeu? Măcar până în seară să ne răspundem. Cred că cel mai frumos lucru ar fi să rugăm pe Dumnezeu să rămânem oameni. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.